Merge. Astăzi, în jurul orei 11, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Eforie au fost sesizați cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la etajul al doilea al unei unități de cazare din stațiunea Eforie Nord. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă. Este vorba despre o minoră în vârstă de 2 ani. Aceasta a fost transportată la spital, fiind stabilă, conștientă. Din primele informații s-a stabilit faptul că într-un moment de neatenție minora ar fi fost lăsată nesupravegheată de către părinți și aceasta ar fi căzut dintr-o cameră a hotelului respectiv. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.